Salutare, salutare, sunt Mădălin, iar episodul de astăzi îl dedicăm carcasei GR1 de la InWin. O carcasă de tip full tower, extrem de reușită din punct de vedere al designului, ce fără discuție poate concura cu producători renumiți ce au experiență în această categorie. Materialele din care este construită întreaga carcasă sunt extrem de durabile, iar finisajul acestora este mai mult decât ok. Foarte spațioasă, lucru ce oferă un airflow cât mai bun, carcasa InWin GR1 dispune de un schelet ce este confecționat din oțel, singurele componente din material plastic fiind partea superioară și partea frontală a InWin GR1. Pe InWin GR1 se pot monta plăci de bază în format EATX, ATX și micro-ATX, dar și plăci video cu lungimea acestora de până la 360 mm. De asemenea, se pot monta până la 8 unități de stocare, indiferent că vorbim de hard disk-uri sau SSD-uri, în cele 8 bay-uri de 3.5 ce au incluse în componența lor și garnituri de cauciuc pentru absorpția vibrațiilor, dar și până la 3 unități optice în bay-urile de 5.25 dispuse în partea superioară frontală a carcasei. Pe partea de răcire, aerisire, InWin GR1 are incluse 5 ventilatoare de 140 mm, două montate în partea frontală, unul în tavanul carcasei, unul în partea din spate și unul aplicat pe cage-ul harddisk-urilor, ce oferă o răcire optimă oricărui tip de unitate de stocare ce urmează a fi montat. Pe GR1 se pot monta până la 10 ventilatoare. În cazul în care vă întrebați cum, răspunsul este extrem de simplu. Pe lângă cele incluse și specificate, mai puteți monta încă două ventilatoare de 140 mm în tavan, două de aceeași dimensiune în podea și încă unul pe partea laterală a carcasei. Acesta din urmă oferind o răcire optimă plăcii de bază. Spațiul dintre suportul plăcii de bază și lateralul din spatele carcasei este extrem de mare, astfel putând să faceți un wire management cât mai extrem, indiferent că achiziționați o sursă de tip modular sau o sursă normală. Și pe InWin GR1 avem dispus un fan controller. Fan controller la fel de rudimentar ca și în cazul versiunii GT1 Black. Și iată că am ajuns și în partea exterioară a carcasei, aflându-se aici pe lângă switch-ul fan controllerului, butonul de power, butonul de reset, un slot extern pentru conectarea unei unități de stocare de tip hard disk sau SSD, două porturi USB 2.0, două porturi USB 3.0 și nu în ultimul rând, porturile pentru căști și microfon. InWin GR1 dispune și ea la rândul său de un panou lateral transparent de mari dimensiuni, ce permite oricărui user să se mândrească cu componența sistemului său. InWin GR1 este disponibil și în site-ul PC Garage, dând un simplu click pe linkul din descriere. Eu sunt Mădălin, până la următorul episod, vă doresc toate cele bune!